A fost o zi importantă astăzi pentru doi dintre primarii orașelor din Maramureș. Este vorba despre Cătălin Cherecheș, edilul ales al municipiului Baia Mare și suspendat prin ordin de prefect și de Anton Ardelen, primarul din Tăuții Măgherăuș. Magistrații Curții de Apel Cluj trebuiau să dea un verdict astăzi în cazul proceselor aflate pe rol a celor doi. În cazul lui Cherecheș, judecătorii trebuiau să se pronunțe dacă sunt de acord sau nu cu ridicarea măsurii preventive. Au preferat să dea în schimb o amânare, urmând ca decizia să se ia mâine. Tot o amânare s-a dat și în cazul primarului Anton Ardelean, care s-a ales cu un dosar penal după ce a acordat mai multe ajutoare sociale, termenul a fost stabilit pentru marțea viitoare.